iau și eu motorul. Cum vi se pare ideea asta de drive-thru? Este foarte bună. Da, deci chiar da. Sperăm să, să vină cât mai mulți studenți să se vaccineze. Este o premieră pentru Buzău. Am venit astăzi cu prietenii mei motocicliști. Motocicliști de la Bizons. Motocicliștii în general sunt oameni cu spirit rebel, care nu acceptă regulile societății. Sunt oameni independenți, dar iată că ei astăzi au vrut să dea un exemplu societății și să arate cât de important este vaccinul pentru bunăstarea comunității. Și le mulțumesc foarte mult pentru asta. Încurajez toți buzoienii să se prezinte în acest centru de vaccinare, pentru că aici se pot vaccina fără programare cu Sir Pfizer și foarte rapid. Deci pot descărca rapid documentul de triaj epidemiologic și îl pot completa de acasă, doar îl pot prezenta aici, doar în câteva minute își pot finaliza vaccinul. Vă mulțumesc mult! Care e motorul? Dar cum vi se pare ideea asta, pentru foarte că bun. Voi sunteți niște oameni foarte liberi, motorul și cerul, nu? Sigur că da. Ei, nu, poate că într-un fel vaccinarea asta seamănă cu ideea de libertate a motocicliștilor. Desigur, desigur. Și ideea de drive-thru e foarte bună, e foarte bună, merge treaba mult mai repede. Sperăm să se vaccineze cât mai multă lume și să scăpăm o dată de pandemia asta. Să fim liberi din nou? Să fim liberi din nou. Ce v-a lipsit cel mai mult în perioada asta și știu că aveați întruniri ale motociclistilor? Sunt multe. Întruniri, concerte, spectacole, multe, multe chestii care ne-au lipsit. Teatru. Mie mi-e multă dor să merg la teatru. Eu la teatru vreau. Mai faci de astea?